Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit pe canalul La Horoscop, bine v-am regăsit în această sâmbătă însorită, mă bucur să ne revedem, pentru că astăzi îmi doresc să spionăm un pic persoana la care am să vă rog să vă gândiți în minutele următoare, mai ales că cumva planează în aer niște mici minciunele, cum că nu vă poate băga în seamă zilele următoare pentru că există tot soiul de impedimente. Muncesc mult, nu pot să vin la tine pentru că sunt tot soiul de justificări. Nu ajung, nu scriu mesaj, n-am să reușesc să vorbesc cu tine la telefon din diferite motive. S-ar putea ca unele persoane să invoce tot soiul de motive, unele dintre ele nefiind reale. Așa că dacă doriți să participați la această etalare și să aflați ce ar trebui dumneavoastră să știți vis-a-vis de partenerii voștri, vă invit în minutele următoare, cum spuneam, în glumă, evident, să spionăm persoanele la care am să vă rog să vă gândiți. În primul rând am să extrag din acest pachet de cărți de oracol pe care l-am făcut cu ajutorul mesajelor, cu ajutorul ghizilor spirituali. Este un pachet de cărți de oracol cu mesaje pe care le-am primit pe cale intuitivă, le-am scris și mă gândesc să vă ofer mai departe câteva din aceste motive. Să vedem dacă există motive reale pentru care persoana respectivă nu vă mai sună, nu mai comunică cu voi. Din contră, aici unul din mesajele secret, după cum bine vedeți și bănuiți, s-ar putea ca să existe niște lucruri necurate la mijloc. Acum, fie că este vorba despre niște acțiuni, activități, lucruri neortodoxe care vi se fac, tot timpul spun că nu valorizez astfel de situații din motive lesne de înțeles, însă, una peste alta, ca energie generală, ceva este putred în Danemarca. Nu neapărat că, eu știu, poate să fie vorba de niște minciuni, să spunem așa, dar, în orice caz, cineva, cred că i-a căzut cu un tronc, cuiva i-a căzut cu tronc, să spunem așa, persoana voastră, există o ferire, se ferește persoana de care discutăm în momentul de față, se ferește cumva de voi. Haideți să vedem de ce se ferește. Am să extrag trei cărți din acest pachet de oracol. O să vedem imediat despre ce este vorba. Imediat să extrag încă două cărți. Vedem de ce se ferește. Și poate, cine știe, apare și Maleficent la orizont. Se ferește să vă arate o iubire fără atașamente. Altfel spus, ar putea ca, exact cum spuneam și mai devreme, cuiva să-i fi căzut cu tronc persoana voastră. Persoana voastră să fie, practic, atrasă din punct de vedere fizic de această a treia persoană. Deci fie că este într-o relație cu voi, fie că aveți un cuplu la distanță, fie că nu mai vorbiți, în sfârșit, există o a treia persoană de care persoana dumneavoastră se atașează, posibil să aibă o relație, dar fără atașamente. Aici acest mesaj vorbește despre fără atașamente în iubire. Nu știu cât vă încălzește pe voi acest mesaj, cert este că nu simte nimic în momentul de față pentru acea persoană, evident, dacă există și dacă vă potriviți cu această etalare. Probabil este doar fizică, educație fizică și sport. Nu o iubire de la suflet la suflet, dar, repet, poate să fie chiar și o iubire de o seară, poate să fie și, eu știu, de distracție, de o confirmare a bărbăției sau a feminității sale, sau pur și simplu așa este el sau așa este ea. În momentul în care cineva îi place, fizic nu se atașează, probabil consumă prevede înainte această relație, după care se întoarce acasă, se întoarce la ceea ce este drag și ceea ce iubește de la suflet la suflet. Repet, sigur că nu știu cât va încălzește acest mesaj,
Dar în această situație, monogamia nu prea este la ea acasă, ci funcționează mai mult după, eu știu, principiul ce al meu e pus deoparte, tot acasă vin, tot acasă mă întorc, că mă mai duc, posibil să nu vă spună lucrul acesta, că mă mai duc și cu una și cu alta, până la urmă este doar educație și fizică și sport, nu simt nimic. Eu simt ce simt pentru femeia mea, soția mea, mă rog, cine ce cum se alintă. Acum, posibil să existe o situație care o să-l sperie foarte mult sau care o să sperie foarte tare. Aici este vorba despre niște dezacorduri. S-ar putea să nu fiți de acord cu ceea ce am spus mai devreme, s-ar putea deja să aveți niște confirmări pe chestia asta și să urmeze, niște termene limită. Ceea ce îl va speria foarte tare pe celălalt, pentru că nu îi convine absolut deloc să-l strângeți sau să strângeți cu ușa. Și s-ar putea ca acesta să fie un motiv pentru care ar fi putut să mintă tocmai ca să evite orice formă de scandal. Dacă n-ați trecut prin chestia asta, sunt șanse mult mari ca unii dintre noastre să treacă prin o situație de genul acesta. Cu cât îmi impui limite, cu cât îmi spui să nu mă duc, sunt ca un copil, cu atât mai mult fac prostie. Cu cât îmi diminuezi spațiul de acțiune, cu atât scap ca văcuța în lucernă. Nu cred că îi convine timpul acesta limită. Nu cred că va fi de acord cu niște limitări, niște restricționări. Și dacă ați avut deja această discuție, probabil că persoana respectivă ascunde relațiile pe care le are prin intermediul mesajelor sau prin, orice fel de conjunctură. Ascunde. Haideți să spunem așa că sună un pic mai soft, mai moale, mai delicat. Ascunde relațiile sale pasagere, uneori spuneam de o noapte, tocmai ca să evite scandalurile ulterioare și să nu vă piardă. Deci nu îi convine, de asta și ascunde. Este o persoană care ascunde, s-a ascuns destul de mult. Deci probabil că sunt situații în care nu mai comunică, sunt situații în care nu vă sună, sunt situații în care spune că stă mai mult la serviciu, peste program, invocă tot soiul de motive pentru care nu a sunat, își cere scuze mult. Ia să vedeți dacă aveți persoane care se scuză foarte, foarte mult, excesiv. Sau persoane care neagă foarte mult. Nu este așa, crede-mă, ai încredere în mine, nu e ceea ce pare. Tot ca un soi de justificare. Doar că s-ar putea să existe o terță persoană care și îl dorește cu atâta ardoare încât cu cât îndepărtați mai mult persoana respectivă, evident, dacă vreți să o mai țineți pe lângă voi, cu cât o îndepărtați mai tare, cu atât cealaltă câștigă teren. Și având în vedere că s-ar putea să umple și cu niște lucruri neortodoxe, există chiar varianta să vi-l sufle de sub năsuc. Probabil că trebuie să o jucați foarte bine pe asta dacă îl mai vreți sau mai vreți pe lângă voi. S-ar putea să... De ce nu sună? De ce nu dă mesaj? Acum știți cum este, vă bag mortul în casă. Bineînțeles nu se adresează tuturor, dar există posibilitatea să aibă un date night, să aibă o întâlnire cu cineva pe care doar își dorește să o cuce. De asta zic, nu știu cât vă ajută mesajul ăsta.
doar își dorește să cucerească și să se ducă și să o abandoneze, adică nu rămâne în relația, în relația respectivă. Deci fiți cumva pregătiți, pregătite să aflați de date night-ul ăsta, de întâlnirea aceasta seara, noaptea, posibil să aflați voi, posibil să vă dați seama voi, posibil să vă pice fisa, posibil să se dea de gol persoana respectivă, mai ales că, spuneam, se scuză excesiv. Cred că trebuie să fiți gata pentru tot soiul de negări. S-ar putea să nege, să spună că nu e adevărat, nu. Deci pregătiți-vă pentru tot soiul de scuze. Nu am sunat pentru că. Spuneam că spionăm un pic persoana respectivă, asta spre binele vostru cel mai înalt, cu ajutorul minunaților ghizi spirituali. Asta ca să nu fiți prinși sau prinse cu garda jos, mai ales că se apropie sărbătoarea noastră dragă a iubirii, dragobetele, și s-ar putea să nu fiți împreună cu persoana iubită, pentru că persoana iubită se bucură de prezența altor persoane. Este o etalare, v-am zis, o etalare, cred că, nu știu cât este pe placul vostru, ci probabil niște etalări de confirmare. Ia uitați. Love, același lucru. Ia uitați. Mesajul pe care eu l-am scris și mesajul pe care îl primiți, de fapt, cu ajutorul acestui pachet de cărți de oracol. Același lucru. Ceea ce am intuit cu ceea ce se confirmă pe intermediul acestui mesaj. Persoana respectivă face ce face, ori îl vrăjește de isar fulgii, o vrăjește de isar fulgii, isare fulgii. Isar fulgii? M-am zăpăcit. Deci m-a fermecat și pe mine ființa asta. Deci nu umblă cu... sau umblă cu fofurlica persoana respectivă. Acum se duce odată, vine. Este respins. Se mai duce odată sau nu se mai duce deloc, este respins a doua oară. Să știți că sunt și situații, uite un mesaj interesant pe care l-am primit acum, sunt și situații în care persoana dumneavoastră a făcut o nebunie, o escapadă, o aventură. Adevărat, o aventură costă mult. După care sunt șanse foarte mari să nu fi repetat greșeala, voi să fi iertat, dar să nu fi uitat, însă de fiecare dată când existau niște mici conflicte în relație, dumneavoastră să-i amintiți sau să-i reamintiți greșeala pe care a făcut-o, când a făcut-o, nu contează perioada. Și atunci, azi așa, mâine așa, repetitiv, programul intră persoanei voastre în căpșor și are efectul nu scontat. Are exact efectul opus, acela de a evada și de a se ascunde de voi. Mi se pare că este o etalare foarte mult pentru cei care au rupt un cuplu, care s-au desprins din cuplu din motivele acestea, pentru că unul a ascuns mai mult decât... Bineînțeles că și omisiunea este o minciună. Nu există, cum să vă spun... Nu există părtinire, nu există că e apărarea unui om care va spune, știi, eu am mințit pentru că ea a făcut sau ea m-a împins la chestia asta, deci s-ar putea să vorbească cu tot soiul de prieteni, colegi, familie, că a înșelat pentru că voi ați împins persoana respectivă, știți? Repet, nu are nicio scuză, până la urmă, nu? Probabil că cinstit este să spui pe șleau care sunt doleanțele, dar mă rog, el nu este o treaba mea, este doar opinie. Și atunci există și varianta să fii plecat în sensul opus, doar că, uite, este la prindere altă persoană. Deci cumva s-a creat o breșă în relația voastră. În zidul vostru de iubire s-a creat un spațiu gol prin care a putut imediat să intre virusul. Știți? N-ați mai fost atât de puternici din cauza acestor disensiuni care a împins pe unul dintre voi. Repet, nu, aici nu este vorba de greșeală, nu este vorba despre acuzații, nu este vorba despre nimic, ci despre prezentarea
situației în sine. Doar că, din păcate, apare, iată, Maleficent, care umblă cu fofurlica și îl încurcă sau o încurcă pe ea sau pe el, partenerii voștri, și mai tare. Astfel încât să nu mai poate să, cum să vă zic, să nu mai poate să lupte singur. Pentru că dacă este acaparat de aceste poțiuni magice, cu siguranță devine din ce în ce mai grea întoarcerea. În unele cazuri chiar deloc. Vreau să vă dau un mesaj extrem de particular, să zic așa. Posibil ca persoana respectivă să fi lucrat într-un domeniu, cum să zic, nu știu dacă n-am voie să fac reclamă, cu imprimante, cu televizoare, cu, nu știu, magazine de profil care ce comercializează genul acesta. Deci tip al, știți? Nu, n-am voie să fac reclamă. Frigidere, telefoane, dar magazine mari. Sau poate că are legătură cu, nu știu, repară imprimante, xeroxuri, dar așa asta, în sfârșit. Dar nu este, deci este un mesaj obligatoriu. Inițiale ar fi S, N, O, E, P, ca inițiale pregnante, D, V, E, S, cred că am mai zis, A, B. Deci ar putea să-l întoarcă împotriva voastră. Mai ales dacă ați fost căsătorite sau sunteți, sau divorțați, divorțate, în separare, separați de ceva vreme, l-a întors sau a întors-o împotriva voastră. Ne spuneam că l-a întors sau a întors-o împotriva voastră. Și s-ar putea, că aici rămăsesem, nu-i va plăcea foarte tare partenerul lui sau partenerii voastre, nu-i va plăcea foarte tare faptul că inițiați discuții. Mie mi se pare că în momentul de față, sper să nu vă supere mesajul, în momentul de față partenerii voștri sunt deja acaparați. Posibil să fie un motiv de îngrijorare. Sunt deja acaparați de persoanele acestea prin diverse metode, din păcate, și atunci s-ar putea să nu vadă foarte clar situația și să acționeze ca atare, cu stres, cu nervi, din contră să vă scoată pe voi vinovați sau vinovate de ceea ce nu s-a întâmplat în relația asta voastră, că nu ați continuat relația, că n-a ieșit cum trebuia să fie, că s-au pus bețe în roate. Persoana respectivă nu mai vede clar. Și singurul sau singura vinovată ați fi voi, în timp ce cealaltă câștigă spațiul. Acum, eu nu vă spun ce să faceți în situația aceasta, doar că inițierea, începerea unor fricțiuni, scandaluri, trageri la răspundere, în momentul de față, nu sunt o soluție potrivit acestor mesaje. Repet, eu doar dau mai departe mesajele pe care le primesc prin intermediul acestor cărți de oracol. Sigur că o să mă întrebați, ok, dar ce să fac? Sigur că este extrem de delicată o situație de genul acesta. Extrem de delicat. În orice caz, cred, așa cum am spus-o și în privat, câtorva persoane dragi, cea mai bună metodă pe care voi o puteți aborda este să mergeți la un duhovnic și să-i destăinuiți toate aceste situații, bănuielile voastre, bineînțeles, și să vă ajute cu un duhovnic cu har, da? Să ne înțelegem. Și să vă ajute
în primul, da, pe voi, persoana respectivă să-i deschidă mintea și, mă rog, au tot soiul de ritualuri sau, în sfârșit, care ar putea să vă ajute, evident, cu ajutorul divinității. Deci nimic de partea cealaltă. Este o situație delicată, să știți. Dar mie mi se pare că deocamdată n-a ajuns în faza aia de a lua mințile cu totul. Și nici nu cred că aveți foarte, sau nu veți mai avea în următoarea perioadă foarte mare putere asupra persoanei voastre încingând-o, știți? Lasă că ți-arăt eu ție, dacă nu vii acasă acum, nu mai vii niciodată, că nu-mi scrii acum, nu mai îmi scrii niciodată, dacă nu să mă uit, să mă ștești de pe fața pământului. Evident că există și astfel de refulări din partea voastră și pe bună dreptate, doar că îl îndepărtați și mai tare. Sau o îndepărtați și mai tare, dacă deja nu s-au întâmplat așa lucrurile. Acum depinde cât de tare vreți să revină în viața voastră sau cât de mult vreți să păstrați persoana asta în viața voastră. În orice caz, totul trece. Inclusiv aceste lucruri trec. Cu ajutorul divinității, cu ajutorul rugăciunilor, cu ajutorul meditației, cu ajutorul duhovnicilor, cu ajutorul încrederii. Puteți să faceți... apropo, începând din această seară, Venus se aliniază cu Pluto, astfel încât ne oferă oportunități extraordinare. Era să uit bine că mi-am adus aminte. Oportunități extraordinare vis-a-vis de a manifesta o dorință. Începând cu miezul nopții, dacă nu sunteți prea obosiți sau prea obosite, fiecare în ce țară stați, începând cu miezul nopții, este bine, este chiar în regulă dacă ați reușit să aprindeți o lumânărică, nici nu contează, în afară de negru, culoarea neagră, nu. Și să vă uitați în flăcărica aceea mică și să manifestați tot ceea ce este bun și bine și cald și frumos pentru voi. Cu toată încrederea să descătușați acest potențial de a accesa înțelepciunea Universului. Chiar puteți fiecare ori să spuneți o rugăciune, ori să spuneți primesc toate binecuvântările pe care Universul mi le acordă. Sunt gata să primesc toate semnele din partea Universului care se concretizează în realitatea mea. Așa va fi și așa este. Sunt gata și sunt pregătită și sunt deschisă. Este foarte important să folosiți acest termen, deschis. Sunt deschis să primesc oportunitățile pe care Universul mi le oferă spre binele meu cel mai înalt. Deci fiecare puteți, eu știu, să vă rostiți mantra respectivă de câte ori vreți voi. Pentru mine este importantă cifra 7. De 7 ori să spuneți acest lucru, la ora 12 ar fi oportun, dacă nu înainte, să puneți căpuțul pe ternă. Este un moment extraordinar, eliberator și care reușește, începând din această noapte, să descătușeze niște blocaje energetice în care simțim foarte mulți dintre noi că ne aflăm. Ok, am făcut o mică paranteză. Benefică, zic eu. Bine că n-am uitat. Haideți să vedem. Știți ce cred eu? Este și cumva speriată, să știți, persoana voastră de această a treia persoană. Este o energie feminină în orice caz. Mi se pare că îl sperie, mi se pare că oră amenință. Poate că au și o relație tăinuită, poate că au avut și o relație tăinuită, dar este șantajată, în unele cazuri, evident, emoțional. De unde și această sperietură. Deci este cumva între ciocan și nicovală persoana voastră. Că și cealaltă poate să-i spună, dacă
nu faci ce spun eu sau dacă nu îi spui despre noi sau, în sfârșit, dau în vileagă această relație. Și atunci, pe unde mai scoți și anume cămașa? Posibil ca persoana voastră să fi discutat cu a treia persoană. Nu pot să o părăsesc. Ți-am spus încă de la început că nu o să fie o relație pe termen lung. Ai fost de acord cu lucrul acesta. Acum persoana respectivă nu mai este de acord. S-a sucit. Nu, păi stai puțin. Asta a fost la început, până să mă îndrăgostesc de tine. Dar acum am îndrăgostit de tine, acum te vreau. Va trebui să afle cealaltă. Nu contează că ți-e nevastă sau nu contează că ți-e soț. Eu vreau să-i spun, dacă nu-i spui tu, o să-i spun eu. Nu te mai las să mai pleci. Gata, ești al meu. Și între celelalte persoane s-ar putea să fie niște discuții contradictorii. În orice caz, mi se pare că aceea, a treia persoană se ține grav de capul partenerului vostru. Și îl pune să jură că nu fură. Știți, l-am prins cu rața în gură. Îl pune să își ia angajamente. Vedeți ce înseamnă? Când vine nota de plată, apoi vine, să știți. Pentru că mi se pare că persoana voastră nu este la prima abatere. Oricât aș încerca să mă feresc, oricât aș încerca să mă îndepărtez de mesajele acestea, n-am cum. Este o notă de plată. Persoana noastră plătește nota de plată sau urmează să plătească nota de plată pentru faptul că nu este la prima abatere, cum spuneam. Posibil să mai fie avut pe aici pe acolo niște relații pasagere de care ați știut sau n-ați știut. Poate că dacă nu sunteți în relație cu persoana asta și s-ar putea să fiți voi chiar de baricada cealaltă, persoana voastră, dacă este căsătorită sau a fost, este căsătorită, a înșelat în partea cealaltă cu voi sau a înșelat în partea cealaltă și pe voi și alte persoane. Este un cerc vicios, adică să nu vă imaginați că există fidelitate pentru cineva anume. De asta spuneam că în această relație nu există monogamie, nu este monogamie, poate doar din partea unuia. Dar persoana implicată, despre care discutăm, nu este monogamă. Nu poate să fie monogamă. Nu este în firea sa să fie monogamă. Și atunci vine nota de plată. Pentru că cineva a suferit din chestia asta, indiferent că persoana voastră a impus niște limite. Sunt situații în care persoana voastră poate să spună: nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase. Adică eu ți-am spus ție de la început cea partea a treia, da? Indiferent de cine este sau a câta este. Eu ți-am spus de la început, eu sunt un om însurat, sau, mă rog, o doamnă căsătorită, eu nu mă implic în relații pe termen lung, vreau să știm de la bun început cum stăm, probabil că o să consumăm relația, ne place foarte tare unul de celălalt, că ducem o relație pasageră, ea se va termina, pentru că eu nu am niciodată în gând să-mi părăsesc casa, familia, nevasta, copiii, etc. Dacă vrei o relație așa, este foarte ok. Dacă nu vrei, nu vrei. Cealaltă persoană spune: ok, nu e nicio problemă, accept, îmi place de tine, am înțeles cum stăm, încă de la... mă bucur, sunt unele persoane care chiar sunt fericite, aparent, da, mă bucur foarte tare că mi-ai spus lucrul acesta, foarte drăguț, nicio problemă, consumăm relația, nicio problemă, rămânem... Ne strângem mâna și plecăm. Sau avem o relație cu beneficii. Știți cum este și filmul acela. Relație cu beneficii, facem sex și la revedere. Fiecare pleacă pe drumul lui. Că nu știu, mai auzisem acum de ceva vreme cu... Cum se numesc? Că nu mai știu. Cu doar partenerii de relații intime. Atât, în rest, n-are nimeni nicio treabă. După care ea zice: nicio problemă, foarte bine, consumă, plecăm mai departe. Pleacă respectivul și zice: lasă că te pun eu cu botul pe labe, o să fii tu al meu, vezi de treabă. Și azi așa, mâine așa, până când doamna respectivă sau domnul respectiv s-a întors, se sucește și spune: băi, eu nu vreau să mă... băi, mă scuzați. Măi, eu nu mai vreau să mai... nu mai vreau să te las. M-am îndrăgostit de tine. Partenerul vostru spune: păi da, da, stai puțin că eu ți-am spus de la început cum stau lucrurile. Eu ți-am spus, eu nu sunt îndrăgostit de tine, da, da, eu sunt, ce facem? Că eu te spun nevastă ta.
Acum, îmi scuzați limbajul acesta foarte popular, dar încerc să conturez așa tabloul discuțiilor lor. Eu te spun și ce facem? Adică asta este. Și sunt și niște mesaje salvate, sunt și niște telefoane oprite, sunt și niște poze în telefon, niște fotografii pe care cealaltă le-a adunat tocmai pentru niște șantaje. S-a mai dus și pe la Țața Floarea și a mai făcut și pe acolo niște, în sfârșit, lucrături. Știți? Ceva de genul. Și atunci persoana voastră este cumva cu săbiuța în spate pentru că nu are ce face sau în momentul de față nu are ce face și atunci preferă să ascundă, să se ascundă de voi. Păi vine Dragobetele sau vine Sfântul Valentin, păi da, vii la mine, păi nu pot că trebuie să mă duc la soție, păi nu contează, vii la mine că dacă nu-i spun. Și atunci vine și spune, știi că de fapt lucrez peste program. Dar mâine vine cu buchet imens de flori și vă duce la nu știu unde și poate vă dă și cardul și știți? Acum v-am zis, eu nu vreau să vă bag mortul în casă, că până la urmă sunt etalări particulare, particulare, Doamne, sunt etalări, nu particulare, am zis așa, am zis, mi-a scăpat porumbelul, nu. Sunt etalări generale, energie colectivă, deci se poate potrivi sau nu se poate potrivi, ideea este să preluați acele elemente ca să aveți voi zugrăvit un tablou cât de cât apropiat cu realitatea, astfel încât să nu fiți prinși sau prinse cu garda jos. Acum, nici cumva, eu știu, să fiți porniți, pornite 100%, să vă duceți la bietul om și să luați de gât, știi că eu știu clar că tu mă înșel și nu știu ce ești tare. Deci să ne înțelegem că nu poate să fie vorba în totalitate de așa ceva. Deci spuneam de acest agrement, de această înțelegere, acolo, în partea aceea, lucrurile devin serioase, din ce în ce mai serioase. Că este cu ganul la cap sau că nu, că nu pot să folosesc termenul ăsta așa, asta rămâne de văzut. Dar persoana aceea îl pune sau o pune să își ia angajament față de el sau de ea. Acum dacă mai au și un copil între timp și au făcut un copil, că sunt situații în care cealaltă persoană intenționat a lăsat să se întâmple apariția unui îngeraș tocmai pentru a ține legată persoana respectivă, nu că am și ascuns, am spus-o așa ca să nu mă țin eu pentru mine acest mesaj. Și de asta există acele șantaje emoționale. Vreau să știu de ce ascunde de voi. Știți că există o energie bărbătească între două energii feminine și mă gândesc totuși, e adevărat, sunt foarte multe cazuri, mai mult de 60-70% din cazuri în care persoana respectivă, persoanele respective, partenerilor voștri s-au făcut tot felul de lucrături. Vreau să știu, vreau să aflu acum, până la urmă, care este care sunt sentimentele pe care persoana voastră le are vis-a-vis de voi, că sunt unele situații în care nu prea ar vrea să vă lase. Ori există secrete, ori nu știți despre situația aceasta, ori vă ascunde. E adevărat, în unele situații s-ar putea să bănuiți, despre ceea ce s-ar putea întâmpla cu persoana aceasta. Gemeni, vărsător și balanță par a fi semnele zodiacale predominante. În orice caz, în câteva săptămâni, primăvara acestui an, probabil chiar începând cu luna martie, se vor da cărțile pe față.
va ieși adevărul la suprafață. Se va alege adevărul de toate aceste minciunele, ascunzișuri, omisiuni. Se vor clarifica, vor fi clarificate anumite această situație rămasă cumva nedeslușită. Va fi confirmată o bănuială pe care o aveți, mai ales această ținere a partenerilor voștri cu ajutorul acestor lucruri necurate. Dar în orice caz, tot ce este tăinuit se va clarifica. Spuneam mai devreme că, începând cu miezul nopții, este imperios necesar să vă puneți o dorință, să manifestați o anumită situație. Uite că se confirmă prin acest mesaj care spune: manifestă exact ceea ce îți dorești. Spune-i Universului exact ceea ce îți dorești. Să se afle, să iasă adevărul la iveală, să fie clarificată situația voastră. Pentru că, vedeți dumneavoastră, probabil că voi aveți indicii sau aveți confirmări, aveți bănuieli. Dar știți cum sunt oamenii de știință, știți? Cred cumva în astral, cred în tot ce înseamnă divinitate, ocultism. Ocultism înseamnă lucruri ascunse, neaccesate de toată lumea, să ne înțelegem. Nu înseamnă, eu știu, cai vers pe pereți, că tot auzeam niște definiții de mă ia capul câteodată. Ezoterism, hai să spunem așa. Dar până nu văd eu negru pe alb, și așa am fost și eu până la moment, da? Nu, eu simțeam, credeam, dar până nu vedeam eu cu ochișorii mei, nu mă lăsam, știți? Trebuie să fie dovedit cumva chestiunea aceasta. Și la voi în cazul acesta, probabil că veți vedea nu numai cu ochii sufletului, nu numai, eu știu, ce vă spune vouă vocea aia voastră interioară, dar veți vedea cu ochii voștri. Nu că nu vă va plăcea ce veți vedea, va fi ca o eliberare, va fi eliberator. Și vă va ajuta să treceți mai departe, să luați niște măsuri. Aici avem și niște... Știți că spuneam de niște chestiuni electronice. Ori lucrează în zona aceea, ori mecanic, ori lucrează cu mașini, ori lucrează, nu știu, șofer, mașini, construcții, mașini... orice are legătură cu partea aceasta de electronică, grosomodo. Ziua de miercuri este o zi extrem de norocoasă pentru voi. O să vă spun imediat și ce este la capetele pachetului de cărți de oracol. Deocamdată vreau să vă spun că poate să vă spună să ascundă că nu poate să vină la voi sau are niște probleme sau că întârzie din cauza faptului că se strică mașina. Mi s-a stricat mașina, trebuie să o duc la reparat, trebuie să o duc la mecanic și nu pot să vin, dar mai ales dacă sunteți la o distanță considerabilă. Dacă v-a spus așa sau vă va spune, v-am zis, acum nu luați de bună și să tăiați aripile omului, că poate săracul nu are nicio vină. Dar, mă rog, dacă vă potriviți cu etalarea, probabil că aveți niște bănuieli. Deci s-ar putea să vă spună că sunt niște probleme cu tot ce înseamnă partea aceasta electrică. I s-a stricat mașina, i s-a stricat telefonul. N-a putut să vă spune pentru că i s-a stricat telefonul, a intrat în tunel, știți? Când te mai aud. Mai desindem atmosfera, cred că sunteți supărate și supărat că vă simt. Invocă tot soiul de motive de genul acesta, de lipsă de comunicare. N-am putut să iau legătura cu tine, n-am putut să comunic cu tine pentru că mi-a mers telefonul sau, nu știu, mi-am pierdut telefonul. A trebuit să stau, să fac tot felul de intervenții. A trebuit să revizuiesc tot de asta. A trebuit să fac anumite chestii ca să-mi recapă telefonul, să mașina, eu știu. Miercurea, v-am zis, pare să fie o zi cu... Nu cu ghinion, că nu vorbim de ghinioane aici. Să fie o zi în care o să aveți aceste clarificări, în care o să aveți aceste supărări, în care o să aflați de această omisiune și așa mai departe. Asta stați un pic să vedem că miercurea mă interesează acum în februarie. Miercuri, să vedem când cade.
Păi poate să cadă pe 21, poate să cadă pe 28. Așa că, dacă dragobetele cade pe 24, nu? Dragobetele este pe 24, nu? Mă uit că nu vreau să mă fac de râs. 24, da, 24 februarie. Nu mai știu cine mi-a scris acum câteva timp că este pe 26 februarie dragobetele și chiar mă certa. Mă certa că nu știu când este dragobetele. Și eu am spus, doamne, este pe 24. Nu! Este pe 26. M-am uitat ca să fiu liniștită. Na, mi-a mai cerut și scuze de pomană. Ok. Deci s-ar putea să fie pe 21. Deci vă dați seama. Deci ceva nu se întâmplă de dragobete. S-ar putea să nu vă vedeți. S-ar putea să nu vină la voi, în unele cazuri, bineînțeles. 21 ar veni, 28 ar veni, 6 martie, 13 martie, 20 martie, 27 martie, 3 aprilie, 10, 17, 24 aprilie. Deci nu vă minte de 1 aprilie. Acestea ar cam fi datele în care s-ar putea să aveți niște concretizări, niște clarificări. Vorbim de zile de miercuri. Ce va fi cu voi doi? De fapt, da, ce va fi cu voi doi, pentru că în partea cealaltă lucrurile s-ar putea să devină serioase sau să fie strânsă cu ușa. Persoana respectivă, partenerul, partenera voastră, care poate să fie... Ah, am uitat să vă... Da, nu e la cază. Am zis că o să vă arăt ce este la capătul pachetului de cărți. Da, înseamnă că n-a fost să fie acel mesaj. Invocă probleme de sănătate. De asemenea, s-ar putea să spună că are probleme de sănătate cu inima, amețeli, să fie foarte stresat de serviciu și posibil să fie și Capricorn Leu săgetător. Pregnancy. Mă uitam acum dacă poate să fie vorba despre o sarcină copil, vedeți? Posibil ca cealaltă, exact cum spuneam, să fi încercat niște lucruri. Iar cineva va face pe nebunul. Face pe nebunul cu voi. Bine, aici este o carte care poate să fie interpretată alături de celelalte. Așa singură pare că este un om narcisist. Se gândește în primul rând la el sau la ea după caz. Și tot ceea ce face, face spre binele său. Adică, probabil că este în stare, în anumite situații, să-și construiască fericirea pe nefericirea voastră. Dar mie mi se pare, fără a face lobby și a lua apărarea acestei persoane, că este legat la ochi grav de persoana aceasta. Și dacă mai există și o situație de... Unde era? Da, poate vă comunică. Unde era? Unde era pregnansiul? Sarcină. Deci, na, un copil, în sfârșit. Vedeți, se ascunde lucrul ăsta. Poate că ascunde o sarcină. Cred că v-am băgat destul mortul în casă, v-am zis destul de multe lucruri. Vreau să știu acum ce este cu voi doi. Încă un mesaj cu care am să închid această etalare și cred că am să mai aleg o carte până la urmă. Cu voi doi, cu cei care se uită acum pe Auroscop și partenerii lor care sunt cumva prinși în alte relații. Grizonați, părul spicat, dar atenție, din șaten. Deci au albit șateni cu ochii deschiși la culoare. Ele cu părul grizonat sau tot așa, cu ochii deschiși, ar putea să semănați cumva voi doi, fizic. Sau să aveți aceleași cumva trăsături. Voi doi, ia să vedem. Sunt două situații aici. Pentru că persoana dumneavoastră face tot soiul de încurcături, s-ar putea să revină ca un ultim efort să revină să vorbească cu voi, să comunice cu voi, să recomunice cu voi,
Ba mai mult, să vă simțiți bine ca în a doua lună de miere, după care să aflați de nunta sa sau de înțelegerea pe care o face cu o altă persoană. Și asta vă induce extrem de tare în eroare dacă vă aflați deja în această situație. S-a întors acasă spunându-mi, aducându-mi luna de pe cer, există varianta aceasta de acțiuni pe care le face partenerul vostru din cauza, repet, a ceea ce se întâmplă în momentul de față în mintea, cu mintea sa. Deci zvâgnire are, probabil o să mă întrebați de ce acționează așa, pentru că își dorește cumva să își confirme ceea ce simte pentru voi. Mai face cumva o ultimă, un ultim efort de a pleca undeva cu voi, de a vă invita undeva, de a, și bineînțeles nu o să vă spun acum, fac asta ca să văd ce, simt, ce mai simt pentru tine. Probabil că în capul său își dorește să simtă, să-și confirme dacă mai simte ceva pentru voi sau nu, astfel încât să ia decizia corectă de a fi într-o altă relație cu persoana respectivă. Sunt șanse ...60%, 50% să revină persoana voastră acasă. Deci mi se pare mai mult o etalare pentru cupluri aici despărțite, separate. Am întâlnit acum... Deci, nu, fiți pregătiți pentru multă acțiune, multă activitate emoțională în această sau din această primăvară, mai mult vorbesc de câteva săptămâni, în care o să vă, o să vă zguduie puțin. Dar, până la urmă, dacă este eliberatoare, dacă rezultatul este eliberator, cu atât mai mult. Probabil că știți ambii ce aveți de făcut. Spuneam acum ca o paranteză vis-a-vis de s-a întors, îmi propune luna de pe cer după care se desparte de mine, adică cum, cam an, ce înseamnă asta, își bate joc de mine. Acum câteva timp am întâlnit un caz aproximativ la fel, în care el, lucrând la distanță față de soția sa cu care stătea de vreo 25 de ani, plecat, deci venea a lucra în altă țară, venea 3 luni, pleca, venea 3 luni, pleca, venea 8 luni, stătea, mă rog, acasă 6 luni, după care iară pleca și așa mai departe. În timp, relația s-a răcit pentru că doamna respectivă nu prea i-a acordat, să spunem așa, atenție. V-am spus, este un exemplu, este un caz, doar să vă explic un pic situația, de care oricum ați întrebat foarte mulți în privat. Sigur că nu era vina doamnei. Doar că la un moment dat s-au certat, n-au mai discutat, n-au mai vorbit, începuseră în sfârșit discuțiile despre separare, în sfârșit divorț. S-au repus pe picioare, au reușit să își continue, vă spun pe repede înainte, să-și continue relația. Și la un moment dat s-au avut tot așa niște discuții, niște divergențe. El o invită pe ea în... mă rog, unde lucra, să se ducă cu el. Era un contract de vreo 4 sau 5, nu mai rețin, cum e ceva vreme de atunci. Și s-a dus, a invitat-o pe ea să stea cu el în contract, pentru că se putea. După un anumit timp, putea. Și avea permisiunea să-și aducă soția, mă rog, în contractul respectiv. A luat-o. Toate bune și frumoase, o perioadă extraordinară, honeymoon, vorba cărții respective, honeymoon, toate bune, toate frumoase, toate era așa, wow, ce frumos, ce minunat. După care s-au întors, omul a mai stat, nu mai știu, au fost niște contracte foarte rapide,
nu știu, gen o lună acasă, după care a plecat din nou în contract, a plecat, a lăsat-o, va, iubita mea, nu, mama, mami, mimi. Când a ajuns în contract, primește doamna respectivă un mesaj în care spune să te pregătești de divorț. Poftim? Cum? Adică cu ce s-a întâmplat? Ei, vă dați seama cam cum au stat lucrurile. Dar tot așa, pe repede înainte, ca să ajung până la urmă la motivația lui, a fost că a vrut să vadă, să-și confirme, el fiind deja angrenat într-o altă situație, într-o altă relație, a vrut să vadă dacă mai simte ceea ce a simțit pentru persoana respectivă, pentru că vrea să divorțeze și vrea să plece liber din toate punctele de vedere, să nu aibă pe conștiință. N-a mai simțit. Adică vrea să fie sigur, sigură, zic așa, poate că are tangență cu acest caz, vrea să fie sigur că nu mai iubește. Și atunci a zis așa, păi da, am pus doi iepuri deodată, până la urmă îi ofer și eu vacanță de neuitat, se simte bine, eu îmi confirm anumite chestiuni, mi-am confirmat, nu mai simt. Și ulterior, la o săptămână după minunatul mesaj, a apărut și cu doamna cealaltă, de o altă naționalitate, cu care este și în prezent. Da. Și, mă rog, nu vă spun prin ce a trecut doamna respectivă, prin ce trece doamna respectivă, pentru că vorbim și în ziua de astăzi, câte prostioare era să facă doamna respectivă din cauza acestei situații. Dar nu este cazul vostru. În orice caz, probabil că aceste omisiuni le cunoșteați și voi. Probabil că sunt situații de divorț, situații de separare. Nu zic acum că se întâmplă. Dar v-am zis, așa, de încurajare să fie un 60% persoane care fac acest lucru ca o a doua lună de miere. Adică să vă invite în a doua lună de miere și să rămâneți împreună forever, mai ales că există acea persoană care se ține grav de capul ființei voastre și v-am zis, apelează la tot felul de chestiuni. Da. Păi ce să zic? Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag, până una alta, vă stăm tare la piept și eu văd puțin altfel lucrurile. Până la urmă, dacă vă merită, se este cu voi. Dacă nu vă merită, nu este persoana potrivită pentru voi și mai bine că vă eliberează acum decât să treacă timpul, pentru că timpul nu este un prieten pentru nimeni și mai bine acum pentru că aveți deschidere și pentru că iubirea întotdeauna găsește o cale ca și viața, dacă ești deschis sau deschisă și tot așa ca o rugăminte din partea voastră, din partea mea către voi, mai ales pentru persoanele senioare. Dragile mele, în afară că vă iubesc și vă înstrâng tare la piept și așa, nu mai spuneți unele dintre voi că sunt prea bătrâne, citez, sunt prea bătrână să mai iubesc la vârsta mea. Nu mai vorbiți de iubire și mai bine de sănătate. Sau nu mai iubesc eu. Cine mă mai ia pe mine la 65 de ani? Of! Deci cunosc atâtea cazuri și atâtea situații frumoase și superbe cu niște doamne superbe și am zis, Doamne, tare îmi doresc să fiu și eu ca voi. La 70, la 75, la 80 de ani, niște doamne superbe care și-au trăiesc atât de frumos alături de minunații lor parteneri. Sunt foarte multe persoane care și-au găsit fericirea la vârsta senioratului.
Nu mai spuneți că sunteți prea bătrâne să iubiți, pentru că dragostea ne definește ca oameni. Înseamnă că nu vă iubiți voi pe voi. Și nu cred asta. Cine există, mă rog, cine are o astfel de relație, curaj, mult, și scrieți pe pagina asta, pe canalul acesta, scrieți la orice fel de clip, povestiți despre, mai ales senioarele, povestiți cele care vă aflați în această situație, povestiți despre situațiile voastre, tocmai pentru a da curaj și pentru a oferi optimism și celor care s-au resemnat. Dragostea ne este oferită de Dumnezeu. Este un sentiment care transcede timpul, spațiul și chiar moartea. Deci nu există. Nu există. Sunteți demne să fiți iubite, să vă iubiți, să fiți iubite. Meritați, acordați-vă acest premiu. Merit să fiu iubită. Merit să fiu protejată. Este dreptul nostru din naștere, dragile mele, senioare. Vă pup, să aveți o sâmbătă frumoasă. Eu oricum am făcut această etalare la ora 5 și 15 minute. S-a terminat etalarea la 5 și 15 minute. O să o postez la ora 8, așa că weekend fain. Mulțumesc pentru mesaje, mulțumesc pentru vizualizări, mulțumesc pentru faptul că vă înscrieți și mulțumesc pentru întâlnirile noastre de la ora 20. Numai bine, aveți grijă de voi și multă, multă sănătate și la mulți ani tuturor celor care își aniversează zilele de naștere. Pa! Vă pup!